Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Comemorare Valeriu Gafencu la Târgu Ocna. Cartea pe care o iubesc la Biblioteca Radu Rosetti Onești. Trei minori s-au pierdut în pădure la Slănic, Moldova. Cartea pe care o iubesc, concursul organizat de către Biblioteca Municipală Radu Rosetti Onești, a ajuns la cea de-a 6-a ediție. Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial și liceal din instituțiile de învățământ din Onești. Mai multe detalii în minutele următoare. Vă spuneam că în luna februarie suntem mult mai deschiși către tot ceea ce înseamnă lucrurile frumoase. Poate că avem și dragobetele, poate că avem și ziua Sfântului Valentin, dar avem și concursul aflat la 6-a ediție, Cartea pe care o iubesc, concurs lansat de Biblioteca Municipală Radu Rosetti în anul 2018 și în fiecare an primim din ce în ce mai multe lucrări din partea elevilor din instituțiile de învățământ din Onești. Iată, îi provocăm din nou. Concursul a fost lansat chiar la începutul lunii februarie, pe data de 1. Regulamentul și toate informațiile se pot găsi pe site-ul bibliotecii și pe pagina de Facebook. De asemenea, am trimis afișe și în toate școlile. Este un concurs, cred că, care este iubit de elevi, pentru că, așa cum o să vă spună și colega mea inițiatoare a acestui proiect, Diana Manea, să știți că tinerii din ziua de astăzi citesc și scriu frumos despre cartea pe care o citesc, dar o să o las pe colega mea să vă spună mai multe informații, doar că din acest an Primăria Municipiului Onești este ca de fiecare dată alături de noi și de tinerii din Onești și a și bugetat acest concurs. Vom avea pentru câștigători și premii în bani. Cum a spus și domnul director, și tocmai pentru că citesc elevii din Onești, am construit acest concurs, Cartea pe care o iubesc, aflat la 6-a ediție. Se adresează elevilor din școlile gimnaziale și liceale din Onești. Practic, concursul este o îmbinare a două povești frumoase, cartea și iubirea. Și pentru că e luna iubirii la român, da, sărbătoarea populară a iubirii la român, dragobetele, ne-am gândit să-l organizăm în această perioadă. Anii de pandemie au afectat, să zicem, participarea elevilor de gimnaziu la acest eveniment? Dimpotrivă, au crescut. Chiar numărul lucrărilor au crescut. Anul trecut, dacă nu mă înșel, au fost în jur de 100 și ceva de lucrări. În ce constă concursul? Elevii trebuie să scrie despre cartea pe care o iubesc. Vreau să fac o precizare, nu este vorba despre o recenzie de carte, ci despre impactul pe care cartea a avut-o asupra lor. Trebuie acolo să fie emoție. Cu siguranță. Jurul cine va delibera, pentru că va fi o sarcină grea? Absolut. În echipa noastră se află domnul director, doamna Brumădoina, șefa noastră, și colega mea, Mirela Năstase. Noi patru vom citi lucrările, vom juriza și vom acorda premiile corespunzătoare. Marele premiu, 200 de lei, premiul special de 100 de lei, premiul 1 150, premiul 2 100 și premiul 3 50, dacă zic bine. Cu alte cuvinte, un îndemn la lectură foarte frumos făcut de Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Da, pentru că acesta este scopul nostru, să-i facem pe tineri să citească din ce în ce mai mult, să-i aducem în bibliotecă și să interacționăm pe partea asta, mai ales că Primăria Onești ne-a alocat un fond, iar anul trecut am achiziționat și carte nouă, avem noutăți. Chiar dacă suntem la muzeu, avem sălile de internet, sălile de lectură deschise, sălile de împrumut carte, avem și filiala Cosânzeana care suplinește fondul de carte, așa că sunt toate ingredientele pentru ca tinerii și nu numai oneștenii să vină la bibliotecă, să vină la muzeu, pentru că acum pot bifa două lucruri foarte importante odată, să-și împrumute o carte și să viziteze și colecțiile din cadrul muzeului nostru.
Trebuie știut faptul că anul acesta Primăria Municipiului Onești acordă premii în bani câștigătorilor. Se vor acorda premii în bani. Marele premiu în valoare de 200 de lei. Premiul special este în valoare de 100 de lei. Premiul întâi este în valoare de 150 de lei. Premiul al doilea este în valoare de 100 de lei, iar premiul al treilea este în valoare de 50 de lei. Data limită de primire a lucrărilor este 3 martie 2023, iar premierea va avea loc pe 16 martie. Trei minori s-au pierdut în pădure. Din fericire, jandarmii montani au intervenit la timp și au fost găsiți și salvați. Trei minori rătăciți pe traseul 300 de scări din Slănic Moldova au fost găsiți de jandarmii montani într-o zonă extrem de periculoasă. S-au rătăcit în pădure pe traseul 300 de scări după ce au plecat în această după-amiază printr-o plimbare abătându-se de la traseu. Nu au mai observat semnele de orientare. Ei au fost găsiți și aduși în siguranță de jandarmii montani din cadrul postului de jandarm montan Slănic Moldova. Jandarmii au fost alertați duminică seara, 19 februarie, în jurul orei 19:10, în urma unui apel la 112, venit din partea celor trei minori care au povestit că s-au rătăcit într-o zonă împădurită a traseului 300 de scări. Din cauza faptului că nu cunoșteau zona și în lipsa detaliilor pentru orientare, dar și a faptului că s-a lăsat întunericul, cei trei au fost nevoiți să solicite sprijinul autorităților. Jandarmii montani se aflau în patrulare în zona traseului 300 de scări și imediat au pornit în căutarea acestora, iar în jurul orei 19:30 au reușit să-i găsească pe cei trei într-o zonă împădurită destul de abruptă și la o distanță foarte mare de traseul turistic. Deși erau epuizați fizic, minorii nu au solicitat îngrijiri medicale, fiind conduși de către jandarmii montani în siguranță la părinții lor. În acest final de săptămână, jandarmii din cadrul postului montan Slănic Moldova au desfășurat acțiuni de prevenire și au oferit sfaturi cetățenilor în privința siguranței deplasării pe traseele montane și a protejării mediului înconjurător. Se arată în comunicatul de presă transmis de purtătorul de cuvânt plutonier Alexandra Dănculea. Silviu Tinei îndemn la învățătură. Strategia adoptată de către primarul comunei Gura Văii începe să-și arate roadele. Performanța școlară, dar și sportivă înregistrată demonstrează că învățământul din Gura Văii se află pe drumul cel bun. Încă din primele zile ale mandatului am căutat forme și formule de stimulare a educației copiilor la nivelul întregii comune. Astfel au apărut sandwich-ul și fructul, cadourile de Moș Nicolae, festivalul antic și festivalul absolvenților. În acest an, administrația pe care o conduc își menține năravul. Ba mai mult, lansează o nouă provocare elevilor de clasa 8-a și clasa 12-a. Elevul sau eleva clasei a 8-a sau a 12-a care va termina evaluarea națională cu cea mai mare medie, va primi din partea primăriei, pe lângă stimulentul financiar și un laptop de ultimă generație drept cadou. Elevul sau eleva de clasa a 12-a ce termină cu cea mai mare medie evaluarea națională de anul acesta, este inclus în programul local, intitulat Primar pentru o săptămână. Pe durata unei săptămâni, elevul va participa activ la activitățile și acțiunile specifice administrației publice locale și va lua contact direct cu atribuțiile primarului. Clasa 8-a, Gura Văii, Temelia sau Dumbrava, care prin calculul mediei aritmetice obține cea mai mare notă la evaluarea națională, primește o zi excursie alături de primar și viceprimar la Muzeul de Științele Naturii Bacău, observatorul astronomic Bacău, vivariu Bacău, film la cinema și o vizită la zona de fut din Mall Bacău. Așa că, dragilor, puneți-vă cu burtica pe carte, aveți tot timpul să vă faceți mândri părinții, dar și pe noi. Spor la învățat să aveți, transmite primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Orașul Comănești este campion la atragerea de fonduri europene. Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, susține că primarii liberali știu că investițiile se traduc în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățeni. Comăneștiul se află pe locul 2 în topul orașelor cu cele mai mari cereri aprobate prin componentele C5, C10, PNRR, conform unui top prezentat de Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Am venit în localitate împreună cu subprefectul Narcis și să-l felicităm pe primarul Comăneștiului Viorel Miron și să discutăm împreună despre noi investiții și proiecte de dezvoltare. Clasamentul respectiv este încă o dovadă a ceea ce am spus în repetate rânduri. Primarii liberali știu că investițiile și modernizarea înseamnă o viață mai bună pentru cetățeni, iar acest lucru se vede în toate comunitățile din Bacău, administrate de PNL, a mai spus deputatul Mircea Fechet. În ședința din luna ianuarie, legislativul comunei Mănăstirea Cașin, la inițiativa primarului Adriana Enache, au discutat despre proiectul Reabilitare Energetică a Sălii Multimedia a Școlii din Mănăstirea Cașin. Mai multe detalii în minutele următoare.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de realizare a lucrărilor de intervenție a indicatorilor tehnico-economici și a diviziilor generale pentru obiectivul de investiții reabilitare energetică moderat clădirii sala multimedia din incinta școlii gimnazial numărul 1 Mănăstirea Cașa, aprobată cu finanțare pe Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10. Fondul local de investiția 3, reabilitare moderată clădirilor publice pentru îmbunătățirea de servicii publice de către unitățile administrative teritoriale, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate la buget local pentru realizarea obiectivului. După cum bine știți, un al treilea proiect pe Planul Național de Redresare și Reziliență a fost să amenajăm și să dăm o formă clădire alăturată de la școala numărul 1 Regina Maria. Avem o problemă că școala numărul 1 a rămas și voi sunteți școala Regina Maria la avize. Da, până la urmă le-am rezolvat. Avem făcută documentația pe reabilitare clădire. În așa fel încât acea clădire, după ce o terminăm de a reabilitat, să-i dăm o altă destinație, sală de sport pentru elevii școlii Regina Maria. Aveți documentația cu indicatorii tehnico-economice aferenți obiectivului de investiție, reabilitare energetic moderată a clădirii. Valoarea eligibilă a proiectului pe PNRR este de, în lei, am să vă zic, 303.238,32 lei, la care se adaugă TVA-ul la aferent în cuantum de 57.615,28 lei, ce va fi asigurat din bugetul de stat. Valoarea totală a proiectului, conform devizului general, lucrarea este mult mai amplă decât prevede ghidul de finanțare, 757.082,19 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 142.964,77 lei. Ca să dăm o anumită arate, așa cum trebuie, clădirea de lângă școală, facem totul ca elevii noștri să-și desfășoare în condiții optime orele și de sport, nu numai celelalte ore. Împreună cu doamna directoare lucrăm la o altă documentație pe care intenționăm să o punem pe componenta 15, educație dotare școli. Încercăm cumva să asigurăm copiilor noștri un standard ridicat în ceea ce privește învățământul școlar. Astăzi, de fapt, aprobăm aceste documente pe care trebuie să le încărcăm pe planul național, pe platforma Planului Național de Redresare și Reziliență. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție de alin pentru obiectivul de investiție reabilitare energetică moderată a clădirii sală multimedia, așa se cheamă la momentul actual, prin intabulată fiind de mai mulți ani această clădire, din incinta școlii gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Cașa, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare. Așa, se aprobă indicatorii tehnico-economici. Probabil că i-ați avut în pe e-mail și i-ați citit. Nu cred că putem dezvolta acum. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiție, reabilitare energetică moderată. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Mănăstirea Cașa a sume de 453.843,88 de lei, la care se adaugă TVA în valoare de 85.349,49 de lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local. O să fie o singură sală de sport sau totuși rămân două clase? Nu, no, o face, la sigur. Deci rămân una singură, ca sală de sport. Dar face suficient. Ne gândim tot pe, prin acest PNRR să dotăm sala de sport așa cum ar trebui. Eu am făcut împreună cu doamna, în așa fel încât să fie un nivel destul de ridicat în ceea ce privește termin acum, nu știu ce, în februarie, în 17 martie. Pe 19 martie se închide linia. Cu dotări, pregătim acest proiect. Ce-a programat de 4 proiecte, nu vine astfel. 2 euro, dar încărcat de greșit. Toată proiectul la nivel național. Noi, încă nu termenul este
19 martie și nu este primul venit, primul servit. E punctat. Este punctat. De aia trebuie și făcut. Trebuie făcut și... Bine. Și până la pe 19, lucrăm. Trebuie să ne grăbim, pentru că la rândul lor și ei mi-au trebuit. Au fost tot felul de cocuștiți. Că mai depune și Consiliul Județean, de la inspectorat și pentru cabinetul de consilierului școlar. La fel că depune Consiliul Județean. Mi-a venit după aceea că nu trebuie să-l prinde voi, adică... Mării am văzut acolo. Repune Mării. Da, votăm. Cine este pentru? Consilierii Comunei Dofteana au avizat favorabil achiziția de utilaje pentru realizarea mai multor lucrări. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 ale hotărârii Consiliului Local numărul 148 din 24 octombrie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului îmbunătățirea serviciului local de salubritate, gospodărire și dezvoltare comunală prin dotarea cu utilaje specializate în Comuna Dofteana, județul Bacău. Doamna Sorățelu? Da, este vorba despre proiectul care s-a aprobat în octombrie 2022. El a fost depus la Galvalea Muntelui, unde a primit eligibilitatea. Mai departe a plecat la Oficiul Județean pentru finanțarea investițiilor rurale, unde a intrat în evaluare de eligibilitate. Și am primit o serie de clarificări la care trebuie să facem răspuns. Clarificările fac referire la specificațiile tehnice ale utilajelor pe care intenționăm să le cumpărăm prin proiect. Știți că vrem să luăm un utilaj cu șenile și o autocamionetă nouă și un triciclu. În sensul că s-au mai redus din specificațiile tehnice, astfel încât să avem o paletă mai largă de ales la utilaje și atunci am căzut de acord cu doamna expert să mai reducem din aceste specificații tehnice și totodată la buget, de asta sunt două anexe, anexa 1 face referire la tehnic și anexa 2 la deviz și au fost o serie de modificări de formă, deci nu s-a umblat la cum. Deci acest proiect european, scuzați-mă, el a fost depus. Am trecut de prima fază la FIRDA. Avem conformitatea și acum facem această modificare care, acum după aprobare, te rog să pleci, ai mașina aici, dacă nu ai mașina, așa, și comunii și hotărârea să ajungă la AFIR să obținem eligibilitatea. Acest triciclu care îi spune fata și vă spunea și eu, e 15.000 de lei, că ei vin cu oferte. Ăsta ne-a recunoscut până în prezent Buldoi excavatorul cel mic și autocamioneta, dar triciclu să venim cu confinanțare, adică să achităm noi, dai 15.000 de lei. Da. El face parte din acest proiect. În bugetul anului 2023 este prevăzut. Deci această sumă de bani o vom da noi. Așa e la AFIR. Și după aia ne rambursează. Dar proiectul trebuie să fie făcut cum trebuie. Continuați. Alte discuții, dacă nu mai sunt... Avizul comisiei? Avizul comisiei, favorabil. Supune la vot cine este pentru? Împotriva abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Comemorarea anuală închinată lui Valeriu Gafencu și tuturor deținuților politici din temnița Târgu Ocna a avut loc vineri 17 februarie sub organizarea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și a Fundației Profesor George Manu. Ca în fiecare an, comemorarea a avut loc la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Târgu Ocna, în vecinătatea Spitalului Penitenciar, locul în care se află gropile comune și troița foșilor deținuți politici. De la ora 9 a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de parastas. Mai multe detalii în minutele următoare. Mulțumim Părintului Arhimandrit Hariton, care de altfel este unul din principalii colaboratori ai noștri, Asociației George Man, cu care colaborăm de peste 5 ani, mai exact 7 ani de zile și am ajuns în această lucrare de a putea pomeni în fiecare an pe Valeriu Gafencu și toți mărturisitorii din temnițele comuniste, dar în mod special cea de la Târgu Ocna, despre care am spus-o și anul trecut prin profesorii și
preoții care au fost aici prezenți la un simpozion dedicat Isihasmului, că celula 4 reprezintă pentru noi un munte al Isihasmului, un loc binecuvântat unde au fost cei mai mulți isihași pe metru pătrat. Și spun acest lucru pentru că Isihasmul, dacă este să gândim ca această liniște sau pace despre care vorbea Părintele, este o mărturisire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin viața noastră și altă pentru neamul nostru românesc. Practic, avem în continuare bucuria de a avea aproape de noi și împreună cu noi pe Părintele Anfilohie, prietenul meu, prietenul protocopiatului nostru, și el va ține, ca de obicei, un cuvânt de învățătură. Spun acest lucru pentru că între timp preoții se pregătesc pentru slujba parastasului, cei care suntem în biserică. Mulțumesc corarii care a cântat atât de frumos, Părintului Petru, Părintului Ovidiu și părinților din Arhiepiscopia Vrancei, din Arhiepiscopia, din Episcopia Covasnei și Cachitei, celor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, de la Episcopia Hușilor, din țara noastră, toți cei care au slujit împreună cu noi, le mulțumim și celor care astăzi se roagă împreună cu noi. Avem atâtea televiziuni pe echipul nostru și avem și responsabilitatea de vă spune încă o dată că această pace, să spunem, a slujirii pe care o avem astăzi este datorată înțelepciunii ierarhului nostru, înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim. În ceea ce urmează vom face slujba parastasului în exteriorul bisericii. Celor care v-ați înghesuit aici în biserică, m-a făcut-o toți și cu toți ne-am strâns unul lângă altul ca niște puișori sub cupola acestei cupole binecuvântate. Vă pot spune că acolo în spate erau aduse noaptea oasele și osemintele martirilor aruncate ca tot pe furiș noaptea pe acest drum care duce până la biserica din fața noastră, care nu mai are acum cupolă, dar avea cu hramul Sfântul Grigorie Teologul, un mare isicaș și mare mărturisitor, acolo se aflau ei. Și noi astăzi îi pomenim și cu ajutorul lui Dumnezeu vă rugăm să participăm împreună la rugăciune. M-aș mai avea un cuvânt de spus. Acela de a felicita în mod deosebit activitatea părintului Andrei Turcu. Un părinte despre care mi-a spus cineva că nu se pricepe când este vorba de o anumită situație de genul acesta. Eu vă spun că se pricepe mai mult decât noi toți. De ce? Părintele Andrei este acela care ne ajută la sfințiri care fac parte peste 1000 sau 2000 de oameni și el este acela care ordonează Sfântul Altar. Uitați-vă cu atenție în această biserică și observați ce curățenie, ce lucru frumos, ce chip are coliva aceasta și valerul Gafel cu ce frumos este așezat. Niciodată parcă n-am avut o organizare atât de bună în ceea ce privește această lucrare. Îi mulțumesc și îl felicit pe Părintele Andrei Turcu, pentru că este nu numai prietenul nostru, dar este și responsabil de această slujbă. Și am spus-o și am fost puțin derutat, să spun, de anumite situații. Și eu sunt sincer în ceea ce spun. Faptul că mâine Părintele face pomenirea celor adormiți, nu este oprit nimeni să vină să slujească, să pomenească de slujit, doar preoții care au binecuvântarea ierarhului sau, să zicem, este o anumită situație în care trebuie să slujească cu Părintele, nu este decât o bucurie pentru noi. Și duminică este liturghie. Și se poate veni să se slujească aici împreună cu Părintele oricând. Și de ce spun acest lucru? Pentru că valerul Gafencu trebuie cinstit nu numai pe 18 sau pe 17, cum o facem noi acum, sau în zilele pe care le hotărâm împreună. Și fraților, veniți mai des, că atunci îl simțim mai bine în această biserică și fiți alături de Părintele acesta care Andrei dă cu adevărat mult suflet pentru a fi în așteptarea dumneavoastră. Anul trecut, uitați-vă, nu erau aceste mochete. Îl felicităm. Nu știu de unde s-au putut strânge bănuț cu bănuț aceste eforturi. Eu felicit și Consiliul Parohial și credincioșii din această biserică, pentru că mi se pare că intrăm într-un paracris cu adevărat episcopal, nu așa cum acum câțiva ani de zile era, cum se putea și atunci,
dar iată că se dă dovada faptului că se lucrează frumos în această biserică, pe lângă faptul că noi facem în așa fel încât să lucrăm și în pământul de lângă noi și ies zi de zi sau an de an semne ale mărturisirii noastre creștine ortodoxe prin semintele care s-au descoperit. Dumnezeu să vă binecuvinteze în osteneala celor care sunteți din sat, țară, asociației care, care împreună colaborăm, Doamne Cezarina, și celor pe care noi îi cunoaștem și suntem tot timpul în frățietate, să spunem, credem că veți mărturisi cât de mult ne-a ajutat și ne iubește Dumnezeu, pentru că încă sunt oameni care aprind o candelă la mormintele și la proița celor sfinți ai neamului nostru, sfinții închisorilor. Dumnezeu să ne ajute! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 21 februarie, cerul va fi parțial înnorat. Mercurul în termometre urcă până la valori de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 4 grade Celsius. Miercuri 22 februarie, cerul va fi parțial înnorat, cu o maximă a zilei ce va ajunge până la valori de 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.